Proiectul Succesul la Feminin vizează dezvoltarea abilităților și calificărilor femeilor din regiunile Sud Muntenia și București-Ilfov, în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața muncii a acestora. După aproape un an de la demarare, proiectul finanțat din fonduri europene se apropie de final. Una dintre activitățile proiectului a fost organizarea unei mese rotunde pentru promovarea femeilor de succes din Giurgiu. Și astăzi încheiem campania de conștientizare privind promovarea femeilor de succes cu această masă rotundă. Informațiile pe care le vom aduna în cadrul acestei acțiuni vor fi puse pe site-ul proiectului, pe Facebook. Într-un cadru relaxat și prietenos, mai multe doamne de succes din județul Giurgiu au împărtășit din experiențele lor, prezentând calitățile, abilitățile sau valorile ce au stat la baza performanțelor și succesului lor. O afacere în domeniul agriculturii sau una în care se oferă servicii de arhitectură sunt doar două dintre exemplele femeilor care au reușit pe plan profesional. Cred că este surprinzător, dar până în momentul ăsta nu m-am gândit că sunt o femeie de succes. Am muncit cu drag, pur și simplu, și pentru că așa am fost învățați. Cred că succesul vine de la plăcerea cu care muncești. Mai cred că trebuie să fii ambițios. Cred că nu înseamnă numai succes pe cale profesională, niciodată o femeie nu poate fi împlinită decât dacă are succes în mai multe direcții. Împreună cu soțul avem o afacere privată, tot în domeniul agriculturii. Succesul constă în munca lui destul de dură în câmp și eu cu urmărirea tuturor modificărilor, schimbărilor. Femei de succes nu sunt doar cele care au reușit să își dezvolte propria afacere, ci și doamnele care, activând în diferite domenii, au contribuit la dezvoltarea comunității. Femei aflate în funcții de conducere din cadrul instituțiilor publice, companiilor, profesoare, educatoare, scriitoare, dar și din multe alte segmente de activitate, au vorbit despre ce înseamnă și cu ce preț se obține succesul.